Frumusețile naturii au inspirat întotdeauna poeți, scriitori, artiști plastici și muzicieni. Printre aceștia se numără și compozitorul ceh Bedřich Smetana, care, la vârsta de 5 ani, cânta la pian, iar la 8 ani compunea primele sale creații muzicale. La școală, colegii îl ridiculizau, deoarece nu vorbea corect limba cehă, fiind vorbitor de limbă germană. Deși era un pianist foarte bun, în copilărie, Bedřich Smetana nu a făcut niciun fel de studii muzicale. Abia la 19 ani a primit primele noțiuni teoretice temeinice. Emigrează în Suedia, unde își continuă studiile muzicale și devine profesor și dirijor al orchestrei din Göteborg. Timp de 4 ani, a compus foarte multă muzică pentru pian și 3 poeme simfonice. La 38 de ani, decide să se întoarcă în Praga, unde continuă să compună pentru pian, orchestră simfonică, muzică de cameră și opere. Bedřich Smetana este considerat părintele muzicii din Cehia. Este recunoscut ca fiind cel mai important compozitor național ceh. La fel ca Beethoven, acesta a surzit complet. Chiar și în aceste condiții vitrege, a continuat să compună. Prin creațiile sale, a contribuit semnificativ la conturarea identității culturale a țării sale. Dintre acestea, face parte suita de 6 poeme simfonice sub denumirea Patria mea, suită dedicată Cehiei. Cel de-al doilea poem al suitei se intitulează Vltava sau, în germană, Die Moldau. În acest poem, Bedřich Smetana evocă sunetele fluviului Vltava, pornind de la cele două izvoare, cald și rece, până la vărsarea în fluviul Elba. S-audie în poemul simfonic Vltava de Bedřich Smetana. Urmăriți modalitatea de redare prin muzică a drumului pe care îl face fluviul de la izvoare până la vărsare.